Basketul craiovean are parte de un moment care nu va fi uitat prea curând. Marți seara, într-o atmosferă fantastică la sala polivalentă, SCM-ul Craiova a reușit să scrie o nouă pagină de istorie și să se califice în premieră în finala Cupei României. Băieții lui Cachiozis au făcut o sală întreagă să-i rupă în foarte multe momente, dar și un oraș întreg fericit. Doar că treaba nu s-a încheiat aici, pentru că urmează ce este mai greu, și anume marea finală. Până atunci, albalbaștii se bucură de victoria fantastică reușită marți seara împotriva formației CSM Galați, scor 104-94, dar și de faptul că au reușit, într-un asemenea meci și într-un asemenea moment al competiției, să înscrie peste 100 de puncte. As we said, it's as supposed to be in the semifinal. Așa cum am spus, a fost un meci de semifinală și nu se compară cu ce a fost până acum. Am întâlnit o echipă care a jucat extrem de agresiv și a trebuit să jucăm în același mod. În prima repriză nu am reușit, de aceea am avut și probleme, dar în partea a doua am jucat mult mai bine, în special defensiv, și am reușit să ne impunem. Felicit echipa și pe toată lumea care a participat la organizarea evenimentului. Este pentru prima dată când SCM-ul Craiova ajunge în finala Cupei României și este enorm pentru oraș, pentru staff, pentru jucători. Dar treaba noastră nu s-a terminat aici, pentru că mai avem încă un meci. Vom întâlni în finală o echipă mai tare, voluntari, iar noi trebuie să jucăm mult mai bine pentru a avea șanse să cucerim trofeul. SCM-ul Craiova va lupta pentru a cuceri primul trofeu din istoria clubului împotriva formației CSO Voluntari, joi de la ora 19 în Polivalenta din Bănie.